Președintele legislativului Zinaida Greceanu participă la summitul femeilor președinți de parlament din țările membre ale Uniunii Interparlamentare, unde are programat un discurs. Evenimentul este la a 13-a ediție. În cadrul forului se va discuta despre acțiunile menite să asigure o mai mare egalitate între femei și bărbați, despre incluziunea financiară și abilitatea economică a femeilor și combaterea violenței împotriva acestora. Pe agenda evenimentului sunt incluse și discuții despre schimbările climatice. Summitul femeilor speaker este organizat de Uniunea Interparlamentară în colaborare cu Parlamentul Austriei și Organizația Națiunilor Unite. Acesta se desfășoară astăzi și mâine în regim de teleconferință. Forul precede cea de-a 5-a conferință mondială a președinților de parlament, care va avea loc în data de 19-20 august.